Sâmbătă și duminică, în Parcul Adolescenței și în Parcul Lunei, sunt programate activități distractive și educative pentru copii. Cei mici se vor putea bucura de ateliere de împletit nuiele, ateliere de percuție, modelaj în lut, ateliere de aranjamente florale, pictură și multe altele. De asemenea, dansatorii de folclor sârbesc, german și echipa de tineret de la ansamblul Timișul au pregătit un moment special pentru toți cei prezenți. Totodată, elevii Liceului Teoretic Special Iris Timișoara au pregătit câteva ateliere pentru a-i ajuta și pe alții să descopere lumea copiilor nevăzători. Seria de evenimente, povești din vecini, au fost organizate de către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.